Biblioteca Municipală Ioan Barbu din Câmpul Lung prezintă în această săptămână o expoziție tematică în memoria marelui prozator și om de cultură Ioan Slavici. În această lună s-au împlinit 98 de ani de la dispariția unuia dintre clasicii literaturii române. Cu această ocazie, publicul vizitator se poate familiariza cu o parte din opera scriitorului, tipărită în ediții diferite și care dăinuie până astăzi. Romanul Mara, novelele Moara cu noroc și Pădureanca sunt câteva cărți de care trebuie să ținem seama și cel puțin o dată să le citim. Expoziția din această săptămână de la Biblioteca Ion Barbu este dedicată comemorării scriitorului Ioan Slavici. Acesta a rămas cunoscut ca un mare scriitor, jurnalist, pedagog, dar și membru al Academiei Române. Ca și creație literară s-a remarcat în special prin fidela descriere a lumii satului din Transilvania. Ca activitate, după finalizarea cursurilor de drept de la Universitatea din Viena, după ce s-a înscris în 1869, începe să înființează Societatea Literară România Jună în 1871 și va debuta în același an în convorbiri literare cu comedia Fata de birou. La sugestia poetului Mihai Eminescu va scrie povestea Zâna Zorilor, poveste culeasă din folclorul din Ardeal, și o va prezenta la întrunirea Societății Junime de 1872. Cu acest moment începe să publice cunoscutele povești populare adunate de către Ion Slavici, menționăm aici Ileana cea șireată, Peștele de brază sau Doi feți cu stea în frunte. Aceste povești populare și volume de versuri vor fi reunite ulterior în poveștile dedicate lui Păcală și Tândală. Va face o călătorie în 1873 la Viena, în urma unei burse acordate de Societatea Junimea, în urma căreia va finaliza novela Popa Tanda, pe care o va publica ulterior în 1874 în Curierul de Iași, perioada în care devine redactor la periodicele Timpul și apoi la Tribuna, iar alături de scriitorii Ion Luca Caragiale și Coșbuc va edita revista literară Vatra. Va fi profesor de istorie la Matei Basarab, moare pe 17 august 1925, fiind înmormântat la Schitul Braz din Șiria, din zona Transilvaniei. A rămas cunoscut în istoria literaturii prin romanele Mara sau Din bătrân și, bineînțeles, novelele Moara cu noroc, Popa Tanda, Pădureanca, prin colecția sa de povești, dar și prin dramele istorice Bogdan Vodă și Gaspar Grațiani. Ioan Slavici se implică și în viața politică, fiind unul dintre apărătorii înfocați ai românilor din Transilvania, aflați sub stăpânirea austro-ungară. Pe 17 august 1925, scriitorul, jurnalistul și pedagogul român, membru corespondent al Academiei Române, moare și este înmormântat la Crucea de Jos, în localitatea Putna.